Administrația națională de meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 29 ianuarie 11 februarie. Meteorologia anunță un început de februarie cu vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. În primele două zile ale intervalului se vor înregistra valori termice diurne apropiate de normalul climatologic, respectiv o medie de 3-5 grade, ulterior se vor îngălzi ușor. Astfel, în ultima zi din ianuarie și în primele două zile din februarie sunt prognozate maxime de 7-8 grade. O perioadă caldă este estimată începând din 3 februarie, când media zilnică a temperaturilor maxime va fi în general peste 10 grade, cu posibile valori de 14-15 grade în zilele de 4, 5 și 6 februarie. Nopțile vor fi reci până la finalul lunii ianuarie, cu o medie regională a acestora de minus 6-4 minus grade, însă pentru prima decada lunii februarie sunt prognozate valori în general pozitive, cuprinse între 0 și 4 grade. Vremea în Transilvania până în 2 februarie, la nivelul acestei regiuni, sunt prognozate maxime termice de 25 grade și minime în general cuprinse între minus 10 și minus 6 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare. Vremea în Mureș până în 2 februarie. Vremea va fi normală sub aspect termin cu o medie a temperaturilor maxime de 3-4 grade și minime în general de minus 7-6 grade. Va urma o perioadă caldă între 3 și 7 februarie când media zilnică a temperaturilor maxime se va apropia de 10 grade iar minimele în general pozitive vor avea o medie de 2-4 grade. Vremea în Moldova. Pornind de la medii în jurul a 1 grad, în prima zi a intervalului maximele vor crește treptat până spre 8 grade în primele două zile din februarie. Apoi încălzirea va fi semnificativă până la 12 grade. valoare ce va fi specifică pentru intervalul 4-6 februarie, vremea în Dobrogea. Media maximă va crește de la 2 grade până spre 12-14 grade Celsius, prognozate pentru intervalul 3-7 februarie. Valori ce se vor situa cu mult peste normalul climatologic al acestor zile. Valorile termice se vor menține ridicate și după acest interval, relatează digi24.ro.